Înainte să aduc un cuvânt foarte scurt, aș vrea să citesc un cuvânt ca și referință, iar acolo unde sunteți dumneavoastră, cu siguranță că aveți Biblia Cuvântului Dumnezeu în casele dumneavoastră, alături de cei dragi, vă rog frumos să le deschideți, să deschidem Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, în capitolul 20, cu versetul 19. În seara aceleia zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus și a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! După ce a rostit aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis: luați Duhul Sfânt. Celor ce veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Amin. În următoarele momente aș vrea să aduc un cuvânt pentru dumneavoastră și aș dori în această zi frumoasă și măreață cuvântul lui Dumnezeu să aducă lumină și binecuvântare pentru fiecare credincios. Mesajul învierii este mesajul: Hristos a înviat. Acolo unde ești poți rosti această mare proclamare că cu adevărat Hristos a înviat. Ceea ce vreau să spun înainte de mesaj, aș vrea să spun că învierea Domnului Iisus Hristos este fundamentul central al creștinismului. Bazele creștinismului s-au pus pe această revelație, experiență, spre acest mesaj, mesajul învierii. Așa că și copiii lui Dumnezeu să nu uităm că este foarte important să știm că tema centrală, ca și oamenii lui Dumnezeu, se bazează pe acest eveniment. Este ziua când viața a învins moartea. Este ziua când iubirea a învins răul, ura lumii acesteia. Este ziua când lumina a triumfat într-un întuneric besnă. Este ziua când păcatele lumii întregi, care până prezent n-a avut nicio soluție, este ziua în care vedem nu numai ispășirea, nu numai, aș putea să spun, soluția cu privire la păcatul nostru, ci veșnicia care o putem trăi alături de Dumnezeu. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Ceea ce vreau să spun în cuvântul lui Dumnezeu este că în această zi măriață ar trebui fiecare credincios, acolo unde suntem, fiecare adunați lângă familia noastră, ar trebui în această zi măriață să vedem ce aduce mesajul învierii. Ce înseamnă pentru noi învierea Domnului Iisus Hristos, care Biblia spune că boldul morții n-a putut ține pe Domnul Iisus Hristos în mormânt. Ceea ce Biblia arată prin Psalmul 24, porțile veșnice n-au ținut pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a triumfat, iar moartea n-a avut nicio putere, pentru că mesajul învierii este mesajul de speranță și de mare încurajare. Lăudat să fie Domnul! Chiar dacă trăim într-o perioadă așa de grea, astăzi aș vrea să spun că alături de cele 400 de familii care au îndurat și au avut un moment în care în România sunt mai bine de 400 de decese datorită acestei pandemii, aș vrea să spun mesajul de încurajare. Există viață după moarte. Există o viață cu eternitate înaintea lui Dumnezeu. De aceea mă rog lui Dumnezeu ca Domnul să ne binecuvinteze și să aducă mângâiere celor care au trecut prin suferință. Iar celor care trăim astăzi, să remarcăm un fapt, că noi nu trăim doar viața aceasta scurtă, ci este important că vom trăi o veșnicie cu Dumnezeu. Așa că încă o dată spun cu credință: Hristos a înviat. Amin. Ceea ce Biblia arată că învierea Domnului Iisus sunt trei lucruri importante pentru noi. Primul cuvânt care l-a adus Domnul Iisus Hristos în ziua învierii a fost cuvântul că El ne dă pacea Lui.
Spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul spune pace vouă. Ce pace sfântă! Ce pace unică! În acel moment când ucenicii erau înfricoșați, erau cu ușile încuiate și aveau teamă și frică, El vine și aduce mesajul de încurajare. Pace vouă! Oamenii lui Dumnezeu, oriunde ați fi, să nu uitați că este esențial să ai pacea lui Dumnezeu. Nu doar să poți trăi momentul acesta în liniște, ci Domnul Iisus Hristos, prin sângele Lui, prin moartea Lui la cruce, El a adus pentru fiecare credincios pace cu Dumnezeu, așa cum este remarcat în Roman capitolul 5 cu versetul 1. Pacea lui Hristos este cea în care ar trebui să domnească peste tine, adică prezența lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu se manifestă prin pace. Prezența lui Dumnezeu se poate cobora peste tine, acolo unde tu ești. Într-o lume în care este lipsită de pace, într-o lume în care trăim, o lume în care este subjugată de puterea celui rău, o lume care este infectată de păcat, este esențial să ai pacea lui Dumnezeu, să poți trăi într-un moment în care să vezi prezența lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos se coboară cu prezența Lui, iar prezența Lui aduce liniște. Într-un moment de frică și de teamă, ucenicii au experimentat pacea lui Hristos. Acolo unde ești, cred că cel mai important lucru în viață este siguranța să ai pace în sufletul tău. Este siguranța să ai prezența lui Dumnezeu cu tine. Sunt oameni care sărbătoarea aceasta nu schimbă nimic în viața lor. Dar pentru tine este esențial să ai pacea lui Dumnezeu. Este esențial să experimentezi prezența lui Dumnezeu acolo unde tu trăiești. Prezența lui Dumnezeu să fie peste tine și familia ta. Pentru că prezența lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, El nu s-a mai arătat preoților, El nu s-a mai arătat romanilor din acea perioadă, Domnul Iisus Hristos nu s-a mai arătat străinilor, ci Domnul Iisus Hristos, prezența Lui a venit acolo unde ucenicii erau separați de lume. Pentru creștinii care sunt separați de lume, acolo vine pacea lui Dumnezeu care se manifestă prin prezența Lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Un alt lucru care învierea Domnului Iisus Hristos a adus peste ucenici și peste noi credincioșii este iertarea. Domnul Iisus Hristos spune că nu numai că vor fi iertați, dar vor fi iertați și celor care prin ucenici, prin puterea bisericii, rugăciunea în care și alții vor fi, în care să aibă experiența iertării a lui Dumnezeu. Ceea ce Biblia arată în acest cuvânt este că Domnul Iisus Hristos n-a venit să le facă reproșuri. N-a venit să le mustre pe faptul că toți au fugit și l-au părăsit în noaptea cinei, în săptămâna patimilor. El n-a venit cu reproșuri. El a venit să-și arată, cu alte cuvinte, mâinile și picioarele. Le-a arătat coasta sa, a arătat rănile sale. Este o dovadă că prin arătările suferințelor, arătările rănilor Domnului Iisus Hristos, arată că Domnul aduce iertare și nu judecată. Nu uita un amănunt important în această zi măreață. Rănile Mântuitorului, semnele cuielor, coasta Mântuitorului care a fost străpunsă, este o dovadă a dragostei că Domnul te iartă. Că Domnul iartă pe copiii lui Dumnezeu, pe credincioșii care vin înaintea Domnului. Nu uita amănuntul acesta că Domnul Iisus Hristos, El n-a venit să le spună cu alte cuvinte reproșuri, ci El vine și spune, vă ofer iertare arătându-vă dragostea mea pentru voi. De aceea Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Și ultimul gând care vreau să vă chem la rugăciune este că puterea învierii trebuie să experimentăm acest cuvânt în care să vedem puterea lui Dumnezeu în viața personală. Adică Domnul Iisus Hristos vrea
să-L cunoaștem personal. Puterea învierii nu este doar să-L cunoști personal, ci puterea învierii în viața noastră ca copii al lui Dumnezeu trebuie să fie o regenerare, trebuie să fie o atitudine unei pocăințe, trebuie să fie o naștere din nou. Nu poți să spui că pentru tine mesajul acesta este provocator câtă vreme tu nu ești schimbat, nu ești transformat, nu vii cu o viață schimbată, nu ai naștere din nou. Spune cuvântul lui Dumnezeu că puterea învierii nu numai că te va schimba pe tine, dar vei fi o persoană în care vei primi puterea Duhului Sfânt, în care să predici și altora, în care să duci mesajul și altora, pentru că promisiunea Domnului Iisus Hristos este: iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor. Adică puterea lui Dumnezeu nu este doar astăzi. Noi nu experimentăm doar astăzi puterea învierii, ci este o dovadă că Domnul a schimbat viețile noastre. Satul Toflea, comunitatea de frați rom din satul Toflea, biserica Rugul Aprins. Înainte să înțelegem într-un mod personal puterea învierii, am celebrat sărbătoarea aceasta ca un lucru de o memorare, de un salut și probabil de un eveniment. Dar în ziua întâlnirii personale cu Domnul, am văzut că Domnul Iisus Hristos nu a înviat doar El, ci a înviat o comunitate întreagă înainte, împreună cu El. Aș vrea să spun în această zi, mesajul învierii trebuie să aibă impact asupra vieții tale, să fie o persoană schimbată, să fie o persoană mântuită, să fie o persoană care să fie viu pentru Hristos. Lumea în care noi trăim este o lume care zace în păcat, o lume moartă din punct de vedere a relației cu Dumnezeu. Așa că Domnul spune în ultimele cuvinte ucenicilor, spune: luați Duh Sfânt. Adică primește puterea lui Dumnezeu prin care să poți să trăiești cu o dedicare pentru Domnul. De aceea vă chem acolo unde sunteți să avem un moment de rugăciune și acolo unde puteți să stați, dacă aveți posibilitatea să îngenunchiați sau posibilitatea să stați în picioare, aș vrea să ne rugăm în această rugăciune, să rugăm pe Domnul: Doamne, Te rugăm să ne dai pacea Ta. Ne lipsește pacea Ta. Trăim într-o lume atât de tulburată, o lume care creează frică și teamă. Pune pacea Ta în inima noastră. Doamne, în urma multor greșeli, zilnic avem abateri și zilnic apare experiențele eșecului. Doamne, Te rog să ne oferi iertarea Ta. Dar Te rugăm, dă-ne putere, Doamne, puterea învierii în care să înviem împreună cu Tine. Puterea învierii în care să avem nașterea din nou, să avem regenerarea și să trăim, Doamne, pentru Tine. De aceea continuăm cu rugăciunea acolo unde sunteți și să rugăm pe Domnul că, ca aceste promisiuni să rămână în inima noastră gravate. Nu uita, Hristos a înviat și nu a înviat doar ca un eveniment, ci ca tu, eu, împreună cu întreaga biserică, să rugăm pe Domnul ca Domnul să ne dea putere să rămânem credincioși înaintea lui Dumnezeu. Amin.